Deci acum o povestesc cu lux de amănunte. I-am mai zis-o, dar atunci pula mea eram, dar nu mă pot să prea bine. Dar acum vreau să zic, este comică rău de tot. Eram eu la tribunal, la aia cu pașii pierduți, în sfârșit. Bă, dar e comic. Tribunalul, vreau să mă duc la tribunal acum, frate frumos. Știi unde mă duc? La divorțe. Mamă, mă specializez în divorțe, dar stau serios să nu râd. Așa stau. Să vă zic divorțele la ăștia. Era mă trist, mă, mă pregăteam și eu de divorț. Cam așa la. Eram bărbelit. Și așteptam divorțul. O așteptam pe doamna... Doamna Răducu, încă doamna Răducu. Și doamna Răducu făcea război psihologic. Știam. Zic eu, bă, eu vin la 8 sau... Nu mai știu cum să zic. 8, 9, că asta se întâmplă în cultura mea. 9 ani și să... Păi, bă, și asta o să vină pe la 11, 12. Ca pizda mă simt, să mă facă pe mine să aștept, să mă stresez, să mă obosesc. Și așa, nu mi se pare că vine să-mi întura de noapte de la serviciu. Păi eram obosit. L-am cărat și pe taicul după mine, că am trebuit pe acasă rapid și la mă. Adică nu știu dacă eram, dar eram obosit, eram foarte obosit. Era iarnă, fusesem în sesiune la facultate, vedeam și pula mea. Avea multe belele. Deci a trebuit să-și învăț, să mă pregătesc pentru tribunal. Niște lucruri care, de fapt, eu la facultate încă nu le-am învățat. Asta e, știi? Vorba lui ăla, autodidact de profesie. Asta nu s-a învățat. Aia a spus și numai că. Dar mi-a plăcut divorțul. Divorțul meu a fost primă și pedeapsă. De fapt, m-am citit asta. Primă și pedepsa venind după aia, că am pedepsit, eu m-am pedepsit și așa, mă iată pedepsit. În sfârșit, am făcut o singură crimă și mai multe pedepsit. Asta e fata. Pedepsești, vei fi pedepsit. S-a dămas pe chistă. Și vorba la aia, bă, nu te băga la porci în noroi, că porcilor le place noroi. Ție s-ar putea să nu-ți placă. Îmi place. De ce? M-a dat plinț. Că le fac și bizerii la porci. Ce porcea mea? Păca de aia. Și erau boșorogii de la Piticălăs. Stătea boșorogii din costum de boșorogii. Și o țățoasă, o gacică mișto, stătea spre el așa. Frumoasă la toate. Fac eu, aoleu, în gândul meu și eu comentez acum. Nu dau nume că nici nu le-am reținut și nici n-avea rost, nu dădeam nume la ăștia. Eu am dat numele la persoanele apropiate de mie, trebuie făcut. Oarecum și bine și rău. Depinde fiecare cum percep. Și asta le apăr eu, dacă e o problemă, sau se apără singure. Adică sunt persoane puternice. Nu pun eu orice rahat în bătea la tot, știi? Și boșorogii cum vorbea acolo? Avea avocatul lângă el, acesta la păzătoare, ea n-a stat. Prostile, domnul Puterică, aia tot așa, mamă, ce mi-e de părere, așa. Pișda! Boșorogii făcuse un copil. Boșorogii se apropia cu pași vitezomane, așa, tipul de boșorog, spre 70 de ani, nu știu dacă am așa. Dar era boșorog, era cu... Dăduse și de frăgezime, dar frăgezime arăta bine. Frăgezimea cu țâțe mari. Fund frumos, originală, cu carne pe ea. Pui mâna pe ea. Oh, te simți disjoche la alea. Și boșorogul când a dat, îi băga romanțe de aia.
Je ne regretterie rien. Dar a început să se regreteze Boșoroc. Imediat i-a făcut profil. Boșoroc cu babă, căsătorii băiat fericit. Cum l-am văzut așa? Și era așa. Colțopenit așa. Tătea Boșorocul. Cât era el de piticot, se cocoșase mai mult. Se cocoșase, nu era ca Boc, care se ridica pe vârful ca balerini. Ăla cred că făcea dansul lebedelor la ora aia, Boc. Cum? Stătea și el poster? Se simțea spart și a zis, gata, mă fac pe vârful. Și a zis, e, uite-l pe balerini, pe Boc, e balerini. Și Boc, a, sunt balerini. Oh, oh. E, acum, noi ce să fim? Tot balerini. Păi nu știm, ba, eu știu să merg pe originele. Dar trebuia să-l aleagă primul. Nu, ăsta se cocoșea. Ce așa cocoșea? Cocoșea. Înainte fusese cocoșea, acum era cocoșea. Care era... Nu vrea să-i da pensia de întreținere, că așa se numește acum. Mai se numește pensia alimentară, ca problemă la George. Nu, pensie de întreținere. Ce presupune asta? Că trebuie să dai mai mult cașcavale. Cât de cât. De fapt, e același cașcaval. Deci, să știți, dragi bărbați, atât aveți de dat din veniturile voastre, care, de fapt, trebuie calculate, că dacă aveți venit, o să zicem, unii bogați de 1000 de euro pe lună, o să dai la fată nu știu cât. Per exemplu, uitați-vă la fatbale și fac contracte pe anul ăia buni de milioane de euro, da? Trebuie să dai și la impresar și la staff și la asta, nu? El zice că ia fotbalist. Nu ia neapărat numai fotbalist. Că mai sunt oameni care trebuie să iau anumite de să opere anumite lucruri, da? Dar peste asta, pizda ia cam vreo 2-3 mii de euro pe lună pentru plot. Dar pare o sumă mică. Dar atâta vine. Atunci se aplică altfel. Că după aia zici, bă, păi nu ia o treime din venituri? Adică să-i dea la pizda cât? 100 de mii de euro pe lună? Și așa îi dă, dacă îi dă 3.000 de euro pe lună la fofoloancă, 3 ori 12 vreo are vreo 70 ceva, 80 de mii de euro pe an. O căsuță, cuibușor de nebunit, ce pula mea, dar oricum îi face praf, că s-au învățat cu ăla. Hai să fășim cu ăla. Și la oamenii obișnuiți care au venituri doar într-un salariu sau ceva, se iau o treime. Deci așa e general acceptat. Și eu, pula mea, aveam salariu mic. Când colo moșul începea să zică, ia să vezi ce salariu, ce pensie avea moșul. Am pensia mică. Vă rog, micerați-mi pensia de întreținere. El făcuse apel. Am înțeles. Deci se dăduse o de asta în instanță. Deci mai fusese un precedent proces. Ca era nervos. Și ăsta a făcut să apel că are pensia mică. Cât ai pensia, Boșorogii? 6 milioane. Și cât vrei să dai la fată? Nu știu, 2-300 de mii de lei. Că atunci era pe milioane și pe, acum se e pe mii de lei și sute de lei și zeci de lei. Wow! Deci are 6 milioane pensie. Mi-am dat seama că minte că n-are 6 milioane. Doar a declarat-o. Avea mai mult Boșorocu, pentru că aia cu țâțea atâta, cu corpul ăla original, nu agăța el în cișmici, se făcea cu hrănci de porumbei și agăța țâței și curi, care era deja gestantă și aia își găsea tată pentru plot. Că plotul a făcut ea din iubire și stătea cu iubire, dar îi trebuia tată pentru plot de pensie de întreținere. Obținuse ceva pensie de întreținere, dar nu știa cât e pensia la Boșoroc. Păi, frate, pensia era mai mare la Boșoroc. Că Boșorogii lucrase undeva unde tu nu știi, dar a avut salariu mare. Sau era recalculările de pensii și noi eram în anul de grație 2000... 2006. Și în 2006 se făcuseră mulți algoritmi de recalculări de pensii, se indexaseră pensiile de mai multe ori. Boșorocul era destul de bătrân să fie și de mult la pensie. Și ăștia care ieșiseră de mult, li s-a reindexat de mai multe ori. El și dacă a ieșit cu o pensie mică, n-a dat cum să aibă doar 6 milioane. Ce dracu, la început a avut un milion. Și avea cașcavalul peste
10-15 milioane sau 20 de milioane. Dar tu habar de vreo. Ăla na, n-aveai tu cum să intri la el în casă să iei cupoanele de pensie de la poștă. Ăla la dosar n-a băgat, doar a bifat el acolo. Că erau multe pensii de 6 milioane la ora aia. Judecătorul, dacă s-a prins sau nu s-a prins, oricum are dosare multe, n-a vedem cum să știe. Și ăla a zis că a avut atâta și că e amărâtilii și că e pensionar, că e bolnav, că dai banii pe medicamente, dar eu mă gândeam, bă, dar cum ai putut să fuți? Că îți dai seama că a futut, dar crezut că e copilul lui. Nu știa să facă tăgăduirea de paternitate, nu că se complica. Că trebuia să aducă un expert și trebuia să plătească 20 ceva de milioane, da, dacă e zep la cap, să gândește numai la bani. Păi trebuia să faci tăgăduirea de paternitate, bă, panspermie. Că tu, fiind boșoroc, n-aveai spermie multe în spermă. Dar da, aia fiind tânără și neliniștită și super originală cu instincte sexuale super proaspete, ți-a ridicat și tine stirbușonul ceva, știi? Și ți s-a mai întâmplat și ție dragostea. Că baba nu mai poate. Că o fia de babă poate, poate, dar asta era constituire. Are țițe puternice. Și eu mă uitam, nu prea am venea să râd. Mă uitam, bă, dar lumea proastă. Ce avocat are și ăsta? Păi ziceam, bă, fă tăgăduire, că nu trebuie să dau la zaruri sau la asta, îmi dau seama, nu trebuie să știu matematica probabilisticii, teoria probabilităților sau asta. Fetele nu s-a făcut o răbdă. Păi iese la lună, iese la lună, da. Deci, bă, original, nu ești tu, tătică. Când? Păi mai am copii. Păi avea tu, dar ai de tinerețe. În tinerețele tale. Era sperma groasă, aveai carne în tine acum. Ești prostată.